Salutare și bun venit din nou la Pescuit Total Fish. Sunt Radu Dăscălescu și în live-ul de zi, așa cum ați văzut că încercăm să facem în fiecare zi a săptămânii, practic, încerc să vă prezint produse cu care sper să vă obișnuiți dacă le veți achiziționa și dacă ajungeți la malul apei să aveți rezultate. Sigur că sunt foarte multe astfel de produse, însă încerc să fac o selecție de fiecare dată și să vă arăt lucruri care s-ar apropia cât mai mult de condițiile actuale de pescuit. Traversăm o perioadă destul de caldă, se pare, pe aici colo au mai fost câteva ploi binevenite de altfel, însă, ca notă generală, media temperaturilor rămâne una ridicată, atât în aer cât și în apă, pentru că temperaturile din aer, valoric discutând, se reflectă și în mediul acvatic la fel de mult și la fel de persistent totodată, da? Deci este un disconfort destul de mare și în apă. Acest disconfort îl simțim mai degrabă și pentru început noi, cei care stăm pe malul apei și suntem la granița dintre aer și apă, pentru că apar niște efecte de natură fizică cu care trebuie să luptăm. Ați văzut, e condens, câteodată dimineața vine un aer cald uscat și așa mai departe. În schimb, în apă, când temperaturile cresc, iar apele ating 20 de grade și plus 20 de grade, peștii devin destul de activi, să știți, și se hrănesc. Tot vorbit în ultima perioadă, să mai călcați frâna cu făina de pește pentru că este foarte cald afară și poate să aducă și minusuri. Nu spun că nu este o rețetă bună, ba chiar vă recomand ca în prima parte a zilei până în ora 10-11, indiferent că pescuiți la craft clasic, momitor sau la method feeder sau la coșuleț, după caz, să apelați la făina de pește. Pe vreme ce soarele va traversa bolta cerească și se va poziționa din ce în ce mai agresiv, ar trebui să vă mai gândiți puțin și la nade și să umblați la ea, să lăsați făina de pește deoparte, să vă gândiți către nade, poate chiar ușor cerealiere, da? Astăzi aș vrea să vorbim despre Dynamite pentru că am asistat, din păcate, ieri la un dialog între unul din colegii mei de pe showroom și un client nemulțumit care spunea că a luat nada F1 și că nu a reușit să-i dea de cap, că a devenit o pastă, un terci, că se cola prea tare, că n-a putut să o treacă prin sită și așa mai departe. Stând și ascultându-l, mergând cu dânsul la raft, am identificat că alesese seria Mild Expanders în loc să ia seria clasică F1. Noi le-am pus inclusiv la raft aici, la magazin, destul de separate, să știți, pentru că sunt două nade total diferite, dar care se pot ajuta între ele. Ca atare, astăzi aș vrea să vă explic diferențele între Mild Expanders și nada clasică din seria Swim Steam F1. Pentru început, prima nadă creată de cei de la Dynamite a fost Swim Steam F1. O nadă gândită pe tehnologia de hrănire a crapilor koi, așa se numește specia și o știți, sunt acei crapi pestriți, colorați, frumoși, cu alb, cu negru, cu portocaliu, cu roșu, sunt o superbitate aceste animale, crapii koi, sunt concursuri foarte serioase în afară, prin țările asiatice, unde premiile sunt de ordinul sutelor de mii de euro pentru locul 1 la capitolul frumusețe exemplar, sunt foarte apreciați acolo. Ei bine, mergând pe tehnologia aceasta de hrănire, cei de la Dynamite au reușit să facă o serie întreagă de nade sub denumirea Swim Steam F1. Vă tot spun de câteva emisiuni încoace că există nade care au capacitatea să atragă pești pe vad, dar nu îi țin acolo, și nade care nu știu să atragă pești pe vad, dar te-ai pus pe ei, chiar îi țin acolo. Se pare că seria de nade gândită de Dynamite, Swim Steam F1, este concepută odată pentru a atrage peștii pe vad, a doua oară pentru a-i ține acolo și cel mai important aspect și diferențiat față de mulți alți producători este că nu îi hrănește excesiv. Conține mixul în sine suficiente elemente de nutriție care să nu-l sature. Adică nici nu-l satură, dar nici nu-l lasă să moară de foame. Sunt nade gândite în special pentru apele din Anglia, după cum știți că acolo se fabrică Dynamite-ul, dar cu foarte bună aplicabilitate inclusiv la noi în țară. Gândiți-vă că în Anglia chirma diferă foarte mult de ce se întâmplă la noi în sud-estul Europei. E puțin mai rece, acolo e vânticel, e norat, sunt la ei săraci când spun că e vară, e la noi toamnă ca idee, așa că atare nadele sunt gândite puțin și pentru apă rece, dar se comportă foarte bine în condiții de temperaturi ridicate în apă. De ce? O nadă care știe să lucreze într-o apă mai rece, într-o apă mai caldă, imediat va reacționa și va funcționa. Acum, spuneam că sunt diferențe între Mild Expanders și nada clasică, prima care și-a apărut. Nada conține, sau seria de nade conține mai multe sortimente. Avem Beta Ingreen-ul, avem Red Krill-ul, avem F1-ul normal, avem Cool Water-ul, cel negru, și mai avem amino originalul. Fiecare din aceste rețete conține elemente de diferențiere majoră, da? Deci, krill-ul și amino n-au nicio treabă,
F1 Classic n-are nicio treabă cu Beta Engine-ul și tot așa. Seria este una destul de complexă, să știți, și acoperă foarte bine majoritatea scenariilor în care vă puteți voi regăsi la malul apei. În funcție de anotimp putem să apelăm la aceste nade și în funcție de particularitățile locației pe care o veți pescui. Red Creel este o nadă care merge foarte bine din punctul meu de vedere începând din luna august pe la jumătate până spre final de octombrie-noiembrie. Este o nadă destul de puternică în vârful de clănire al peștilor și asta este un lucru foarte important. O vor accepta cu siguranță. Beta Ingreen-ul merge și în prima parte a anului. F1 și dintre toate mai este și Amin originalul care poate fi o a doua parte, să zic așa, dintr-o rețetă de nadă, pentru că la Dynamite seria F1 poate fi amestecată, da? Deci putem să facem câteva trucuri să ne obișnuim. Eu zic că Amino originalul este cam singura care permite să se combine și cu Red Creel-ul și cu Beta Ingreen-ul. Asta este punctul meu de vedere vis-a-vis de Amino. Însă, de departe, în gama asta, cea mai importantă nadă și elementul cheie din punctul meu de vedere la ei este F1. F1 este o nadă dulce. O nadă dulce care este gândită să atragă peștii pe vat, să-i țină acolo și conține suficientă hrană în rețetă, încât, exact cum am spus, nici nu-i satură să dea apă din afară, dar nici nu-i lasă să moară de foame. Tehnologia de creștere a crapilor koi implică introducerea în nadă a unor stimuli de apetit. Crapii ăștia sunt destul de sensibili în prima parte a vieții și atunci foarte multe centre au făcut cercetări în sensul acesta și au încercat să stimuleze cumva crapii să se poată hrăni mult mai rapid, crapii koi mă refer. E, din această tehnologie de hrănire s-a mers repede și în pescuit. F1 este nada care se va funcționa tot timpul anului și cu precădere din punctul meu de vedere este, din păcate, nada uitată în sezonul cald când ar trebui să bubuie în apă efectiv. Da? Este o nadă extraordinară care îți va aduce pește în sezonul cald, din orice poziție vei prinde cu ea foarte, foarte, foarte bine. Din păcate, mulți pescari o neglijează. Eu pot să vă spun că în prima mea experiență, în primul meu contact cu lacul Doripesco 5, F1 a fost una din nadele cu care m-am antrenat și una din nadele cu care am mai încercat diverse lucruri în cele două manșe. Să știți că mi-a adus pește, mi-a ținut acolo și chiar ce spun oamenii ăștia că face nada, exact aia se întâmplă și aia face. Ține pește. Văzând talia de acolo de ciortan, i-a gândită F1 fiind o specie puțin mai ciudățică de crap, să-i spunem așa, hai să-i spunem un crap pitic pe românește. Seamănă foarte mult cu ciortanii noștri, dacă veți. Este o nadă de ciortan fabuloasă, dar știe să prinde și pește mare. Gama în sine cuprinde și pelete de 2, 4, 6 și 8 mm și mai nou, că nu sunt chiar noi, cele din seria Ping, niște pelete foarte mari, care sunt gândite pentru bomb fishing, pentru nădire cu catapulta și stimularea peștilor pe termen îndelungat. Doar stimulare, nu hrănire, am spus stimulare. Mild Expandersul este o nadă care a venit puțin mai târziu. La un moment dat, dacă veți căuta pe YouTube, că nu este nimic ascuns, dacă nu mă înșel, da, și de 3 mm sunt într-adevăr, Andy May vine și face o prezentare și explică cumva, la fel cum și Nuțu Sabău face lucrul acesta pe canalul de YouTube al celor de la Normark România. Mild Expandersul, prin traducere, înseamnă ceva măcinat. Este vorba de peletele de tip Expanders care au fost măcinate și au fost transformate într-un praf extrem de fin. Aceste pelete de tip Expanders sunt niște pelete plutitoare, în sensul că sunt niște pelete aerate oarecum, deci cu porozitate foarte mare, care se pot procesa și se pot prepara la malul apei utilizând o pompă pentru pelete. Da? Este o pompă cu care practic videzi, dacă vrei, da? Schimbi presiunea într-un compartiment etanș, forțeze apa să pătrundă în interiorul peletelor și ușor, ușor devin slow sinking, extrem de lent scufundătoare. Aplicații foarte mari pentru peletele de tip Expanders, mai ales în pescuitul cu monturi fine, unde avem pluta în rolul principal, că e meci, că e rubeziană, mai ales Expandersul este, de fapt, Expandersul, peletele de tip Expanders, sunt la foarte mare căutare în Anglia. Acum ele au fost transformate în praf și să știți că nu numai pe ambalaj se vede diferența, scrie clar și mare, Mild Expanders, aici nu scrie nimica, da? Din punct de vedere mecanic, cel mai important aspect la ele este că sunt mult mai fine. Fiind pelete măcinate într-o moară, evident, asta se întâmplă la moară, da? Se macină, praful este mult mai fin decât în nadă. La ce ajută acest lucru? În primul rând avem niște efecte secundare, că sunt efecte secundare în urma măcinării. Avem un praf fin
ca atare o capacitate de culoare mai ridicată, avem apariția norului în masa apei în funcție de cum o pregătim și avem posibilitatea să o exploatăm în mai multe direcții. Ea poate fi pescuită și de sine stătătoare, în sensul că nu necesită neapărat să o combinăm cu altceva. Însă, de sine stătătoare, seria Mild Expanders este bine să o pescuim în sezonul rece, da? Deci când venim din iarnă spre primăvară, deci primăvara spre vară, cumva, dacă vreți, martie ca refer, iar în partea cealaltă anotimpului o să discutăm de un final de octombrie până în prima jumătate a lunii noiembrie. Sunt nade foarte fine care fac nor și care țin peștele pe vadă. Capacitatea de colare este evidentă aici, nu înghite foarte multă apă și va trebui să faceți nada treptat. Sitarea o veți face într-o sită de minim 3 mm, nu aveți ce căuta cu 2 mm. Pentru că vă păcălește foarte mult la mână această nadă în momentul în care adăugați partea lichidă. În sezon, de multe ori când sunt crapii activi, ai nevoie să faci nor. Norul acela este foarte important. La fel de important acest nor, când crapii se hrănesc evident și vor sesiza și vor veni acolo, va face diferența în sezonul rece, când poate peștii sunt mai suspicioși și se poate pune problema să aibă nevoie de un nor de camuflaj pe zona nădită, să se apropie acolo. Când apele sunt mai limpezi, este bine să facem nor. Așa, să vedem. Îl întoarcem invers. Perfect, bun. O să discutăm puțin și de Tiger, pentru că iară suntem în sezonul cald și vă prezint de la Dynamite o serie de nade pentru apă caldă. Puteți să le folosiți și în pescuitul clasic la crape momitor, le puteți folosi și la metodă, puteți folosi și la cușuleț, sau la rubeziană, sau la vargă, da? Deci tot ce e pe masă merge în toate aceste stiluri de pescuit și targetează nu numai crapul. Pentru că la noi în România, în apele noastre, nu numai crapul îți va veni la nadele astea, îți va veni absolut orice pește este în lac. Asta este clar. Dar cu precădere pe carpodrom va face diferența dacă ne batem cu făina de pește. Repet, nu spun că nu este o soluție bună făina de pește, dar în multe cazuri o nadă cerealieră poate ieși în evidență mult mai bine. Și scopul tău până la urmă este când ajungi la malul apei să prinzi pește, nu să te apuci să faci teste. Sunt nade cu care am pescuit pe crescătorii dedicate, așa cum este Dori Pesco 5, să știți că nu este un bazin de competiție neapărat. Este o crescătorie. Faptul că se redeschide pescuitului circuitului competițional este un mare plus. Dar fiind o crescătorie, e bine, vă dați seama că acolo peștii nu mănâncă doar făină de pește, mai văd și alte lucruri. Alte lucruri intrând în familia de cereale, legume, sub anumite forme. Da? Deci sunt nade cu care poți să mergi, inclusiv pe sălbatic, pentru că sunt nade destul de prietenoase. Acum, faptul că sunt măcinate, seria Mild, faptul că este măcinată, faptul că este extrem de fină și că lasă nori și colează, este un lucru foarte bun. Este o nadă gândită, așa cum am spus, pentru apele reci. Dar în sezon e posibil să ai nevoie de nori și le poți combina între ele. F1, de departe, din punctul meu de vedere, cea mai bună dintre ele. La capitolul versatilitate, dacă vreți, da, este singura din tot portofoliul acesta din familia Swim Steam, F1, care îți va merge și pe apă rece și pe apă caldă. Vă invit pentru cei care n-ați făcut pasul să o descoperiți. Nu este foarte scumpă și merită fiecare leu nada asta, atâta vreme cât o preparați corect. Partea lichidă poate fi compusă din apa lacului, evident, sau din lichide. Iar la capitolul lichide avem aici pellet soak-uri, pentru că așa le spune, da? Lichide dedicate peletelor. Acum, peletele, după cum bine știți, sunt destul de dense. Cu excepția celor expanders care se fac sub presiune în aceste pompe speciale, peletele clasice, așa cum le-ați mai tot văzut prin videoclipuri și la noi și la alți pescari, necesită să stea în apă undeva între 30-40 de secunde până la un minut jumate, poate chiar două. Exista și circula în trecut o expresie care spunea, domne, este milimetrul și minutul. Prost înțeleasă de altfel la noi în România, pentru că doar anumite pelete respectă tehnica asta de pregătire cu milimetrul și minutul. Peletele din gama Dynamite exact asta fac, iar pe fiecare verso al recipientului, în funcție de ce anume vreți, pentru că gama de nadă se regăsește și în lichide, da? Vă și spun exact câți milimetri, câte minute, da? Trebuie să le ținem. Fiind lichide dedicate peletelor, înseamnă că sunt lichide nu foarte consistente, ușor apoase, da? Ceea ce înseamnă că fiind mai apoase, pot fi folosite și în pregătirea nadei ca un boost. Boostul sau aditivarea nadei poate să vină din astfel de lichide și din seria Mild Expanders, dacă vrem să obținem și nor pentru ele. Suplimentar, în gamă, în perioada asta, în pescuitul crapului,
descoperiți și vă recomand să încercați Tigerul, da? Acesta este Tigerul. Acesta este lichidul, că avem și nada pe masă. Este o nadă gândită pe porumb și alune tigrate, se simte ușurel de tot pe acolo și puțin ananas din ce am văzut eu. Seria F1, spre deosebire de celelalte serii, conține și stimulatorii de apetit, da? Despre asta este vorba, de asta vă spun că seria asta combinată poate aduce rezultate. Însă, dacă veți pescui doar mild expanders, luați în calcul că este mult mai fină, că pregătirea cu partea lichidă necesită trepte de umezire și timp mai mari de așteptare pentru ca particulele fine să tragă această parte lichidă pe care o veți adăuga. Deci nu vă grăbiți cu nada, necesită undeva la vreo 20 de minute. Toată lumea știe de Steve Ringers, toată lumea a auzit de Steve Ringers, știm exact că își face și nadă, își face și pelete, își face de toate. Nu știu câți dintre voi știți, și vă voi arăta imediat, o perioadă bună de timp, sunt numele lui, în portofoliul de produse de la Dynamite, veți găsi o nadă. O nadă care vine pentru metod și varianta ei pentru pescuitul cu monturi fine, adică plută, rubeziană, vargă sau meci. Steve Ringers a conceput această gamă de nadă la Dynamite. Îi poartă numele, tot în seria Swim Steam, după cum vedeți. La fel găsim elemente cheie care se regăsesc în seria Swim Steam F1 și în match, în metod mix, da? Sunt nade cu care ar trebui să încercați să pescuiți în sezonul cald. Sunt nade gândite pentru sezonul cald, o parte din ele merg foarte bine și pentru sezonul rece, mai ales că ele au fost dezvoltate ca rețete, mă refer, pentru apele din Anglia și temperaturile de acolo. Noi suntem mai sus în grade decât ei, ceea ce înseamnă că este un avantaj. În oricare din situații, dacă veți vizita un carpodrom, recomandarea mea este să aveți la voi un F1 clasic. Încercați un Beta in Green, atunci când lucrurile nu mai funcționează, o nadă verde s-ar putea să vă facă și Beta in Green s-ar putea să facă diferența. Iar dacă aveți de-a face cu niște crab de talie medie spre mare, întotdeauna folosiți krillul. Eu am folosit krillul pentru prima dată după ce a apărut cu mulți ani în urmă pe bazinul Doripesco 4. Și acolo mi-a făcut selecție în exemplare. Krillul de la Dynamite este o nadă selectivă, să știți, pe cât e de fină, pe atâta este de puternică, de eficientă și de selectivă. Poate fi combinată cu amino originalul din punctul meu de vedere, la modul 60% red krill, poți să vii după aia cu un maxim 40 sau 70-30 sau 60-40 în funcție de necesități și de talia peșterului. Dacă vrei să nu fie chiar atât de puternică, te duci într-un 70-30, dacă vrei să o faci mai puternică, te duci într-un 60-40, crescând aportul de amino, crești și puterea și eficiența nadei. Dar puterea și eficiența nadei, de multe ori, dacă nu ți le alegi corect, poți speria peștii. Ca atare, pentru cei care veți lua contact pentru prima dată, recomandarea ar fi să încercați un 70% red krill cu 30% amino original. Beta in Green-ul este o nadă de sine sătătoare, o puteți pescui ca atare. La Beta in Green, ca și la F1, la red krill mai puțin, dar la Beta in Green și la F1 vă recomand să le combinați cu mild expanders-ul. Cantitatea de pelete măcinat, pentru că asta se regăsește în pungile de mild expanders, este în directă proporționalitate cu ceea ce vă propuneți să faceți. În nădirea de star puteți să adăugați mai mult mild expanders ca să faceți un nor acolo, să atrageți atenția peștilor, iar pe vreme ce avansați în partidă să controlați foarte bine cantitatea de nadă pe care o veți folosi. Încercați să o folosiți ușor subumectată pentru a mai reduce din nor. Asta ca un tip centrix, da? Se poate combina cu varianta clasică corect pregătită. Aici, dacă nu vreau să las foarte mult nor, dar să ciupesc puțin din avantajele ei, o fac ușor subumectată. Dacă nu, și sunt iarăși tutoriale pe YouTube și le veți putea accesa acolo, ea este gândită mai mult pentru tipul de nadă terci, dacă vreți, slop, cum îi spun englezii, practic un terci de nadă, care în momentul în care ai lansat-o pe apă să poată să cadă destul de natural și de lejer și să lase în coloana apei un semnal vizual acest nor. E bine, tehnica asta se practică în pescuitul cu rubeziana în Anglia foarte mult, unde ei pescuiesc pe ape de, ce să vă zic, 20, 30, 40 de centimetri cu rubeziene de 16 metri. Deci imaginați-vă chin. Hai că la aia de 13 mai cum e, dar aia de 16 chiar un chin. Folosesc mini cupe atașate pe kit și dau drumul așa acestui slop sau îl aruncă cu mâna, da? Deci scopul este să facă nor.
Particularitatea acestui nor este că particulele în suspensie rămân acolo mai mult timp, spre deosebire de alte nade. Stau foarte bine, fiind foarte fină nada, rămân așa în suspensie masa apei și lasă acolo o coloană destul de consistentă pentru o perioadă lungă de timp. Același lucru se va întâmpla și pe substrat dacă o colați la anumite cantități, ca să zic așa. Cantitățile astea de culoare ce înseamnă? De exemplu, la jumătate de kilogram de nadă, pentru start ar trebui să vin cu 150-200 de mililitri de apă. Dacă aș veni raport 1 la 1, o să văd că fac un terci care lasă foarte, foarte mult nor. Acum, lucrurile sunt împărțite, repet, în funcție de ce aveți nevoie să faceți. Pescuitul de viteză este bun norul, dar nu atât de pronunțat. Merge și pe ape curgătoare. Seria asta F1, cu precădere F1, F1 suite-ul, da? Merge și pe ape curgătoare, targetează foarte bine și plăticile, carașii, babușile, roșioarele, fără niciun fel de probleme. Betaing green-ul și red krill-ul clar sunt pentru carpodrom din punctul meu de vedere. Aminul originalul mai poate scăpa la un moment dat pe ape curgătoare, dar nu vă așteptați la rezultate wow, da? Pentru că acolo este vorba de aminoacizi. Nada de la Ringers v-am arătat-o. Povestea acestor lichide pentru pelete și aplicabilitatea lor în pregătirea nadei cred că a fost destul de lesne de înțeles. Pe stoc, din nou, pregătim imediat, să vedeți. Balistolul a revenit și de data asta avem o formulă pe care producătorul o pune la dispoziție pentru cei cu probleme de respirație, cum sunt astmatici sau pentru hipo sau hiperalergici la contact, da? Deci cum sunt și problemele din dermatitele de contact și așa mai departe, că sunt variate. Aici nu mai avem uleiuri esențiale, nu mai avem multe elemente din formulă care să provoace probleme de sănătate celor care sunt mai sensibili, își păstrează în schimb eficiența, este o diferență de preț, este recunoscut de forul de specialitate din Germania, formula despre care vă vorbesc, au revenit pe stoc, puteți să le folosiți cu încredere. Eu deja mi-am făcut plinul, ca să zic așa, de când vi l-am prezentat prima dată în acel videoclip care se numea Soluții Anti-Insecte. Îi dau și fetiței foarte mult și îi aplic foarte mult, mai ales pe seară și da, se vede, este vizibil. Înainte săraca era ciuruită de țânțar, chiar nu mai este și iarăși dacă o înțeapă, să știți că are și un efect de ameliorare a înțepăturii. În spate este un scaun de la Prologic, este Commander de Licerul, este un scaun foarte ok, foarte lat, teribil de lat, adică pentru mine e mai lat decât aș avea nevoie vreodată. Costă 541 de lei dacă nu mă înșel, atâta cred că este prețul. Probabil și cel mai lat scaun gama lui, disponibil și la noi de câteva zile. Spre deosebire de produsele de la Anaconda, care mie îmi plac foarte mult, singurul plus pe care îl văd eu este că prețul nu este un capăt de țară. Faptul că este mai lat, este prima dată când mă așez pe el, nu l-am folosit la pescuit, mi se pare destul de înalt inclusiv pentru picioare. Îl puteți studia, îl puteți găsi la noi la Total Fishing pentru că recent a intrat pe stoc. Sistemul de reglaj este pe bază de roți cu roți dințate care se întrepătrund, deci este oarecum fix. Zona de intersectare a șezutului cu partea lombară nu este neglijată, este o pernă și un atenuator pentru coloană, mai ales în zona lombară. Cred că duce undeva la 120-130 de kilograme, nu știu exact valorile, dar pentru mai multe detalii vă aștept în magazin să-l descoperiți. Pe mine m-a șocat prin simplu fapt că este extrem de generos ca suprafață de contact, da? Deci este un scaun extrem de lat și de înalt totodată, iarăși de luat în calcul că este un scaun înalt. Dacă știți că sunteți o persoană mai înaltă și corpulentă, ați putea să dați un apel că merită. Altfel, revenind pe ceea ce am discutat până acum, căutați vara și alte nade în afară de făina de pește. Am discutat despre seria Maroș săptămâna trecută, mai ales partea de semințe prăjite. Astăzi vă propun niște nade extrem de fine care sunt obținute fie printr-o rețetă clasică, fie în urma măcinării unor pelete de tip expander, pelete care au nevoie să fie într-o pompă specială pentru a se activa și pentru a deveni scufundătoare, ele fiind plutitoare din fabrică, cu
putem exploata niște efecte obținute în urma măcinării acestor pelete, cum este norul, cum este nivelul de alipire, aromele sunt similare, nu diferă, diferă granulația, diferă consistența, chiar și la ochi liber. M-am gândit să fac această prezentare în ideea în care clientul care venise supărat alesese un mild expander și a trebuit să stau să explic diferențele. Evident că am luat o pungă de la raft și am pregătit-o împreună aici în magazin ca să vadă despre ce este vorba. A înțeles unde s-a produs eroarea. Ca atare, la noi la Total Fishing, mild expander-ul este într-un loc separat total de seria Swim Steam F1 clasică, da? Le separă undeva la 3 metri. Dacă găsiți mild expander-ul, mare atenție, luați legătura cu un coleg din magazin să vă explice. Dacă nu sunteți siguri care cum sunt, la fel luați legătura cu unul din colegi ca să înțelegeți diferențele. Lichidele pentru pelete merg din seria asta, merg pentru pregătirea nadei fără niciun fel de problemă, ba chiar este un plus de atracție. V-am explicat cum le-aș și cum le-am amestecat și eu în partidele pe care le-am făcut. Sunt eficiente, sunt nade cu care poți să mergi pe carpodrom, acolo unde, așa cum am spus și la noi la oameni, da? Ai mâncat 4 luni de zile friptură, simți nevoia de o salată sau simți nevoia de ciorbă, așa este și cu peștele. Vă mulțumesc frumos pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sper că vă va fi utilă această prezentare. Intrați și pe canalul Normar Sport România, unde veți găsi pe Nuțu, care face Nuțu Sabău, care face o prezentare a nadei Mild Expanders. Intrați și pe canalul de YouTube al celor de la Dynamite Baits și vedeți-l acolo, pe îl găsiți pe Andy May, care vine și spune diferențele între cele două nade. Rămâne și această prezentare din partea noastră a celor de la Total Fishing, care sperăm să vă fie de ajutor. Dacă sunteți interesați de aceste produse, voi începe invers, www.totalfishing.ro, site-ul de unde le puteți comanda oricare din sortimentele existente în familia Swim Steam F1 și pe care noi le avem. Avem și zona de Silverfish Beta Ingreen, să știți, de asta vă spun, Beta Ingreen-ul este o nadă interesantă. L-avem inclusiv pentru Silverfish, nu numai pentru crab. Pentru crab l-avem în seria clasică și l-avem și mild expander. Vine acum și un Silverfish. Da? Așa arată Silverfish-ul. Urmăriți și abonați-vă canalului nostru de YouTube la Pescuit cu Total Fishing, unde veți avea acces la astfel de prezentări. În această seară se va lansa live-ul de 6-7 ore, maratonul nostru de pe Bila, unde încă o dată, ca și încerc scuze pentru problemele de sunet, să știți că n-am stat să le editez. L-am luat ca atare și l-am pus acolo pentru că nu sunt ascunzișuri. Știu că la un moment dat o să se audă întrerupt sau poate deloc, dar printre picături cu siguranță veți găsi informații care să vă ajute să vă îmbunătățiți tehnica și vizitați azul Bila 2, chiar cu aceste nade despre care vă vorbesc. Radu Desclescu, vă mulțumesc frumos pentru atenția cu care ne-ați urmărit și până data viitoare, adică mâine, când este live-ul de la Malul Apei, să ne vedem cu bine la Pescuit cu Total Fishing. Toate bune!